Bună, dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, numele meu este Rojin, și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes. V-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificări de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Abonarea pe acest canal de YouTube, like-urile, comentariile, distribuirile sunt absolut total, total gratuite. Și pentru că mi-ați scris atât aici pe YouTube cât și în privat pe Instagram, pe TikTok, sinceră să fiu, nu am verificat. Mi-ați scris și pe grupul meu de Facebook, Freg Family. Ați spus că doriți primele impresii, un mic haul, să spunem, cu ultimele achiziții de pe site-ul celor de la Dubai Collection. Din nou, vă reamintesc faptul că că codul ROJ25 va aduce un discount de 5% pe toate site-urile ce reprezintă Dubai Collection Group și anume site-ul pentru România, dubaicollection.ro, site-ul ce livrează în Uniunea Europeană, dar și America, UK și mereu uit, Irlanda, oricum în bara de descriere veți avea toate detaliile și anume dubaicollection.eu dar nu în ultimul rând și pe site-ul da? Pe toate aceste site-uri, Roj25 va aduce un discount de 5% indiferent de suma totală a comenzii dumneavoastră da? Bun, înainte și înainte de toate, mic disclaimer, înainte de sotede eu am adus astăzi alături de mine pe sistemul numai șase norocoase, șase parfumuri Da, în ultimele comenzi au fost, au însumat mult mai mult decât aceste șase parfumuri Însă, astăzi voi vorbi despre aceste șase norocoase Am două din gama Nordsteg Expressions și anume 1 și 4, dacă nu mă înșel eu. Este pe drum și uh, 2, da? Și aștept să reintre în stoc și 3 pentru a-l comanda și pe acela. În momentul în care voi întregi colecția sau gama de North Expressions, voi face un clip separat cu acele parfumuri. De altfel, mai lipsește din această selecție de astăzi un parfum marketat ca fiind masculin, și anume Posh malți, dacă nu mă înșel eu, de la Fragrance World. Însă, din nou, acel parfum va fi inclus într-un videoclip viitor doar cu parfumuri marketate ca fiind bărbătești, însă eu le folosesc cu mare plăcere. Da? Bun. Acum că am clarificat între ghilimele toată treaba, My Scent of the Day parfumul zilei pe care eu îl port astăzi, astăzi fiind vineri, voi veți vedea acest videoclip ca de obicei sâmbătă, vine de la Casa la Tafa, um, l-aș putea încadra, clar, fără să stau pe gânduri, într-un uh, top 3 preferate la Tafa, și anume Liam sau Liam sau cum vreți voi și da, da? ca să înțelegeți cât sunt de obsedată de acest parfum. Însă, acest parfum vine combinat, între ghilimele, cu un ulei de la Oud Arabi London și anume, bineînțeles, Smoky Woods, uleiul inspirat de gri și de la BDK, ulei ce l-am aplicat de data aceasta inclusiv pe piele, nu numai pe lungimea părului. Așadar, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii, ca de obicei, ce parfum purtați dumneavoastră. Oricum, eu mi-am făcut în agenda mea de parfumuri o listă, da? Chiar m-am inspirat din câteva sote de uri ce le-am văzut în secțiunea comentarii și chiar am trecut acolo câteva parfumuri de testat, da? La categoria de testat. Bun. Dacă nu v-ați făcut o Ciocolată caldă, o cafea, un ceai sau un fresh sau ce doriți dumneavoastră să consumați în timpul acestui videoclip Puneți-mă pe pauză și mergeți și faceți liniștiți și apoi dați din nou play Pentru că fiind șase parfumuri s-ar putea să fie acel videoclip de tipul podcast da? S-ar putea să mă trezesc din nou o oră vorbind Dar încerc din răsputeri să nu fac treaba aceasta, vedem ce iese Primul parfum de la... Primul parfum din această selecție despre care vom vorbi astăzi vine de la Fragrance World și se numește Cherry Incense. Aceasta este prezentarea acestui parfum. Parfumul arată așa, sticluța parfumului, da. S-au gândit inclusiv prin sticluță să ne facă să înțelegem din ce parfum se inspiră acest Cherry Incense. El vine în format de 80 de mililitri, știu, momentan nu este pe site, însă din ce am înțeles, suntem în 15 martie, cam două săptămâni, dacă zic eu bine. Va ajunge din nou um, gama de la Fragrance World. Plus, bineînțeles, nu știu dacă ați văzut pe Insta sau pe Frag Family, um, noile, noua gamă cu cafea. Da? noua gamă cu cafea și celebrul deja Caramel Cascade. Bun, revenind la acest parfum, el bineînțeles este inspirat de Tom Ford Cherry Smoke, notele sale fiind în vârf vișine și șofran, în mijloc piele, măsline, osmantus chinezesc și caise, iar în bază fum, note lemnoase, ulei de cipriol sau nargamotă. Întâi și întâi de toate, um, percepția mea, părerea mea personală despre acest ADN, deoarece eu am inspirat din uh, cherry smoke și uleiul de la Udara B. London. Personal, personal, iubesc mult mai mult Oh, mamă! Iubesc mult mai mult acest ADN decât uh, ADN-ul clasic, ca să spun așa, de Lost Cherry de la Tom Ford. Pentru mine, uh, Cherry Incense, mă voi limita, voi încerca pe durata întregului videoclip să mă limitez strict la acest parfum, dar nu voi face paralelă cu originalul. Pentru mine, Cherry Incense, într-adevăr, este acea cireașă care trebuie, da? În deschidere se resimte cireașa aceea cărnoasă, oarecum suculentă, da? Pur și simplu îți lasă preț de câteva secunde, poate un minut, senzația aceea de apă în gură. Eu personal cireașa din deschidere o percep oarecum gurmandă. Însă, pe măsură ce se dezvoltă acest parfum, nu știu cât are, dacă nu mă înșel, dacă nu mă înșel, are două săptămâni. L-am purtat sinceră să fiu o singură dată și l-am testat în alte variante de layering, da? Dar purtare ca la carte, da? O zi întreagă singur de sine stătător a avut decât o dată. Și după ce trecem de această deschidere, cu acea cireașă delicioasă, oarecum, nu știu, cel puțin eu una așa o percep. Dacă l-ați prins și dumneavoastră, între ghilimele, uh, cât timp a fost disponibil pe site, chiar sunt curioasă să-mi lăsați în secțiunea comentarii dacă percepem la fel cireașa aceea din deschidere. Bun, acum am depășit momentul cu cireașa aceea oarecum gurmandă și din cireșica aceea, fiind gurmandă și veselă, totul, toată povestea, ia o întorsătură oarecum dark. Da? Pătrundem într-o altă lume, o lume ușor mai rebelă a cireșelor, da? unde este mult fum și unde sunt multe cireșe cu jachete de piele, pentru că eu asta resimt. Fumul. Dacă vă sperie parfumurile afumate, nu este într-o cantitate exagerată. Nu, nu, are izul acela industrial oarecum, da? Nu este ceva greu. Totul este extrem, extrem de bine echilibrat. Spre marea mea surpriză, o surpriză plăcută în acest parfum. Nu este pielea aceea, nu este izul acela de piele rigidă. Da, v-am mai spus eu în alte videoclipuri, nu este aceeași, aceeași senzație ca atunci când intri într-un magazin cu încălțăminte din piele. Nu. Este o piele naturală, nu este genul acela de veluri de piele întoarsă, este o piele naturală, însă este pielea aceea moale, da? Iar fumul, tenta aceea slabă, fumată, în opinia mea, echilibrează perfect acest parfum în sensul de a ține fix pe linia de mijloc. În opinia mea și după gusturile mele și în percepția mea, acest Cherry Incense de la Fragrance World este total, total un parfum unisex. Nu este pentru domn, nu știu, doar dacă nu sunteți neapărat în zona cireșelor, un pic deschiderea s-ar putea să fie prea mult. Însă, dacă aveți răbdare 5 minute, depășiți și de faza aceea de cireașă veselă. Dar este foarte fain. Nu-l văd neapărat ca fiind un parfum exagerat de greu, dar nici genul acela de aromă diafană. Da? Nu este nici subtil, nici foarte, foarte greu. În opinia mea, este genul acela de parfum care, eu, una personal, l-aș purta oricând, în orice sezon. Poate fi, de ce nu, din nou, după gusturile mele și mereu țin să vă reamintesc faptul că mie îmi plac aromele oarecum mai puternice. Eu, una, dacă ar fi, prin absurd, să port un parfum zilnic, nu m-aș. Uh... Nu m-a simți deranjată ca cherry incense să fie acel parfum, da? Poate fi și acel parfum semnătură, de ce nu? Dar foarte, foarte fain. Momentan, pentru că nu ar fi corect și aș minți, nu vă pot spune cu exactitate um, performanțele acestor parfumuri. Mă repet, trebuie să le mai port ca să pot face o idee bine, bine de tot împământată. Următorul parfum despre care vom vorbi a fost mega vânat imediat, foarte, foarte repede, surprinzător de repede. Dacă m-ați întrebat pe mine, a dispărut de pe site, a fost stoc epuizat, dar și acesta va reveni. Vine, bineînțeles, tot de la Fragrance World și se numește Pink Fame. Aceasta este cutiuța în care vine acest parfum. La o primă vedere, da, dungulițele acestea v-ar putea duce cu gândul la ceva din zona Victoria Secret, da? Nu știu, pe mine cel puțin ambalajul mă duce fix la acele pijamale celebre, o să vă inserez pe undeva pe aici imagini. Însă, acest parfum nu are nicio legătură cu cele de la Victoria Secret, sticluța este aceasta, din nou, genul acela de sticlă foarte, foarte, foarte grea, foarte grea, dar foarte faină, nu știu. Um, combinația de culori mie personal îmi place foarte, foarte mult. Capacul, nu știu să vă spun sinceră să fiu, ba nu, plastic, un plastic foarte, foarte dur pentru că este și foarte greu. De asta vreau să spun că nu știu dacă este plastic sau metal. Bun. Acest parfum nu are nicio legătură, după cum vă spuneam, cu zona Victoria Secret. Din contră, este inspirat de Mugler Alien Goddess. Notele sale sunt în vârf avem apă de cocos și bergamotă, în mijloc iasomie și heliotrop, iar în bază vanilie de bourbon și cașmeran. Înainte și înainte de toate, Înainte să vă spun cât de minunat este pentru mine și pentru gusturile mele acest parfum, dacă. Hai, viața! Dacă nu sunteți în zona originalului Alien, da? Oricât de mult vă spune eu cât de fain este, cât de bine lucrat este, cât de superb este, nu o să vă placă. Pentru că, ha! Oh, în acest parfum se regăsește extrem de bine în opinia mea ADN-ul lui Alien original, da, varianta originală. Este ca și cum acest parfum ar fi lucrat pe scheletul lui Alien, căruia îi adăugăm cu totul alte note, da? Este acea extraterestră, da, ca să mă leg de numele elien, acea extraterestră estivală este mai degrabă o zeiță extraterestră, da, să facem un joc de cuvinte, care pur și simplu este foarte, foarte frumoasă ca femeie, are o piele bronzată um, și pur și simplu stă undeva pe plajă și savurează o cupă mare cu apă de cocos. Da, cam asta este Pink Fame pentru mine. Extrem, extrem de bine redat. Exagerat de bine lucrat. Cred că este una din cele mai plăcute surprize, din nou, pentru mine. Am uitat un mic amănunt. Cherry Incense Factor, îl țineam și invers factor Middle Eastern, zero. Da? Nu are absolut nimic. Știu că încă se află printre dumneavoastră persoane care se feresc de zona Middle Eastern pentru că trăiesc cu senzația, asta spun din ce am vorbit, da? cu câteva din, din dumneavoastră, doamnelor, Chiar dacă dumneavoastră vedeți că un parfum este inspirat de un alt parfum de designer sau de ce nu de nișă, venind de la o casă Middle Eastern, tot aveți impresia că este acel parfum cu tente Middle Eastern. Nu, categoric nu. Parfumurile arăbești, parfumurile Middle Eastern nu înseamnă strict acele arome cu ud, tămâie, smirnă și așa mai departe. Da? Parfumurile arăbești pot avea chiar cel mai european iz cu putință. Revenind la Pink Fame de la Fragrance World, este o aromă dulce, vanilată, însă nimic copleșitor. Nu vă gândiți că veți întâlni în acest parfum dulceața aceea copleșitoare sau iasomia aceea indolică. Nu! sub nicio formă, nu. Heliotropul de aici îi conferă într-adevăr un iz foarte fin pudrat. Dacă ar exista o categorie de parfumuri cu numele pudrate estivale, eu personal, din tot ceea ce am testat, aș clasa Pink Fame pe locul întâi. Pentru că da, resim după cum v-am spus, o parte pudrată, Însă, nu este pudratul acela greu, nu este pudratul acela clasic, da? Este ca și cum ai o pudră de față cu um, o aromă fină de tot de cocos. Din nou, dacă nu sunteți în zona notei de cocos, în opinia mea, în acest parfum nu țipă, da? De fapt, nu țipă absolut nimic. Uh, treaba cu apă de cocos și bergamotă tind eu să cred, da? Îmi dau și eu acum cu părerea că echilibrează iasomia aceea, da? Nu lasă iasomia să fie foarte, foarte uh, in your face, nu lasă iasomia să devină indolică. Dar din nou, dacă nu iubiți parfumul Alien, da? Vorbesc de varianta originală nu o să vă placă Pink Fame, sub nicio formă, nu. Pentru mine e divin și eu una cred că cu siguranță l-aș putea purta chiar și vara. Nu știu de ce, o să încercăm și o să vedem ce și cum. Următorul parfum, râd că trebuie să-i mulțumesc lui Coco de la simțuri ascuțite. Pentru faptul că, dacă nu era el care să îmi șoptească, îți trebuie acest parfum, da? Îți place acest parfum, sinceră să fiu, nu l-aș fi achiziționat. Este un blind buy, ca de altfel toate, toate de astăzi, excepție face unul singur, însă, când ajungem la el, o să vă spun. Toate parfumurile sunt blind buy. Nu am testat nimic din toate acestea înainte, chiar dacă cei de la Dubai Collection ne pun la dispoziție și mostre. Bun, parfumul vine de la Twin Spirits și se numește Le Pact. Încă o dată mulțumesc Coco. Mulțumesc pentru că acest parfum Vă spun imediat întâi să vă arăt uh, culoarea sucului, da? Doamne Dumnezeule! Pentru mine, um, din toată gama Twins Paris, da? Pe locul întâi, la egalitate, erau două parfumuri Și anume Mojo și Dia Însă, însă De când am mirosit Le pact. Pentru mine, din tot ceea ce înseamnă gama Twins Paris, Le Pact este cu siguranță primul și singurul, da, parfum clasat pe locul întâi. Din gama Twin Paris, în momentul de față, Le Pact este Le Pact Le Pact sau cum vreți voi. Este pe locul întâi, iar pe locul 2 se află la egalitate Mojo și Dia. Dia, Dihia, Diana, nu am idee cum este pe site dar da, Le este având venind în format de 50 de mililitri, oricum prețul este undeva la 70-80 de lei. Oricum în bara de descriere veți avea absolut toate detaliile și linkurile directe către aceste parfumuri. Um, mă gândesc să-mi achiziționez o a doua sticlă, da? Atât de mult mă zăpăcește acest parfum. Ei spun pe site că este inspirat de Arabian Wood Solid Black, iar în vârf avem bergamotă, măr și piersică, în mijloc iasomie și vanilie, iar în bază chihlimbar și mosc. Pentru mine acest parfum este o aromă total, total unisex. Am uitat ca de obicei. Pink Fame este acea aromă 100% feminină. Da? Revenind la Lepact. Doamne! Lepact este total, total unisex. Este acel parfum unisex, acel parfum care poate fi cu ușurință un parfum semnătură atât pentru o doamnă cât și pentru un domn. Dacă nu vă deranjează parfumurile moscat dulci cu apucături gurmande. Da, Asta este Le pact pentru mine, scurt pe doi. Este foarte, foarte greu de descifrat. Miroase extrem, dar exagerat, nu extrem, exagerat de scump pentru prețul pe care îl are. Uh, habar n-am originalul din care se inspiră acest parfum, însă, din moment ce le pact miroase atât de divinisim, sunt extrem, extrem de tentată să testez și parfumul original, dar până acolo e cale lungă și cu siguranță o să mai au vreo 2-3 sticle din lepact. Asta ca să înțelegeți cât de disperată sunt um, după această aromă. da? E genul de parfum ce îl poți purta cu ușurință în orice sezon, din nou, în opinia mea. Nu este acel gurmand 100% prin definiție. Nu, este mai degrabă acel parfum moscat, fructat, fiind de tot gurmand. Vă spuneam că miroase extrem de scump pentru prețul plătit și culmea este blenduit, este lucrat cu atâta migală și cu atât, atâta, nu știu cum să spun, foarte, foarte bine lucrat. În sensul că Pur și simplu nu poți culege notele, da? Nu pot pune degetul să spun, a, da, acum resimt bergamotă, acum mi mie vanilie. Nu, pur și simplu este, este poiata din mine, este o simfonie armonioasă a notelor, da? Totul se îmbină de minune. Dacă ar fi totuși să extract, să extract, să extrag acordurile principale ce eu, una personal, le resimt în acest parfum, ar fi uh, proaspăt fructat, fiind de tot pudrat, dar nu este pudratul acela exagerat, da? Uh, rămâne pe linia parfumurilor unisex. Proaspăt fructat, fiind pudrat, dulce gurmand. da? Mai mult de atât, eu nu pot. Eu nu pot spune în momentul de față mai mult de atât despre acest parfum. Dar, când eu vă spun toate acestea, nu mergeți cu gândul că este un parfum 100% cu minte între ghilimele. Este un parfum um, din categoria parfumurilor duplicitare, cum le spun eu. Deoarece acest lepap. Te poate duce cu gândul către două lumi, da? Este undeva mai precis la granița, fix la jumătatea dintre zona luminoasă și zona darca a parfumeriei. Contrar notelor ce le listează ei, vi le repet din nou, bergamotă, măr, piersică, iasomie, vanilie, chihlimbar și mosc, are ceva obrăznicuț în el, da? Și când spun treaba asta, având mosc în bază, nu mergeți cu gândul, nu mergeți cu ideea că ar fi moscul acela murdar. Nu! În opinia mea și în accepțiunea mea, pentru mine moscul de aici este acel mosc dulce pufos, da? ca un orișor de vată de zahăr. Dar are acel ceva, da? cu siguranță. Din nou, mă repet, pentru mine, din tot ceea ce înseamnă gama Twins Paris de pe site-ul celor de la Dubai Collection, acesta este cu siguranță locul întâi, fără să stau pe gânduri. Nu. Îmi place mult mai mult, este peste Mojo, este peste Dihia. Din nou, pentru mine. Da? Pentru mine și pentru gusturile mele. Următorul parfum este cel despre care vă spuneam mai înainte că nu a fost achiziționat blind. La una din comenzi am primit o mostră pentru el și, bineînțeles, că mi s-a dat viața peste cap. Vorbim de data aceasta de un parfum cu ADN original, dar, din nou, spre marea mea surpriză plăcută, un parfum care miroase extrem, extrem de scump pentru prețul plătit. Este undeva la 87 de lei, dacă nu mă înșel pe site, fără roș 25. Vorbim de data aceasta de un parfum, era să spun de un Paris, de un parfum al casei Paris Corner și anume Arwa El nu a venit strict în această cutiuță, a mai avut un sleeve bordeaux, dacă nu mă înșel, și cutiuța este aceasta. Foarte frumoasă, dacă am mare, dacă mă întrebați pe mine, pentru că eu îmi păstrez, bine, unele din parfumuri sunt în ambalaje, iar aceasta mi ocupă foarte mult loc. Sticluța este aceasta. Din nou, avem această sticluță foarte, foarte masivă, foarte masivă, căpăcelul din plastic, și da, cam atât s-a băut. Cam atât s-a Acest parfum îmi aduc aminte că într-o zi când a venit mami la mine, ea mai are așa o pasiune și mai are porniri să-mi cotrobăie prin mostre, decanturi, parfumuri și așa mai departe. Și a ajuns cu mâna pe mostra acestui parfum și efectiv a fost mega încântată. Bineînțeles că i am dăruit și ei, acum îl are și ea. Deci, Aroa este acel parfum cu ADN original. În vârf avem iasomie, trandafir, piper roz, ilang ilang. În mijloc fructe roșii, paciuli și caramel, iar în bază mosc, vanilie și ambră. Înainte să-l pufăi, trebuie să-mi cer scuze, da, trebuie să beau un pic de apă, vorbesc că pe repede înainte, tot sper să nu dureze o oră acest videoclip și pur și simplu mi s-a uscat gâtul. Bun. Acum îl putem pufăi, liniștiți. Deci, deci, Arua pentru mine este cu siguranță acel parfum de primăvară-vară. Este un parfum exagerat de vesel, nu știu, pur și simplu îți schimbă starea atunci când îi simți aroma. Cel puțin asta se întâmplă în cazul meu. Este foarte, foarte versatil. Mi se pare că poate fi cu ușurință acel parfum izirici, da, îl poți purta oriunde, oricând, la Lidl, cum zic eu, în parc cu copilul, nu știu, la o plimbare sau oriunde, da, oriunde poți purta acest parfum. Chiar și la locul de muncă. Cei drept la locul de muncă, l-aș purta cu mai puține pulverizări. Deoarece acest parfum l-am și purtat de sine stătător și pe pielea mea, da, din nou, din nou, disclaimer, semnul exclamării, steluță și tot ce mai vreți dumneavoastră. Persistența unui parfum, performanțele unui parfum diferă de la o persoană la alta, da? Nu toți pulverizăm aceeași cantitate. Nu toți aplicăm un parfum și pe piele și pe haine, și nu toți avem simțul olfactiv la fel. În sensul că, dumneavoastră, vă puteți obișnui cu aroma unui parfum sau puteți deveni anos mici, însă cei din jur vi-l percep. Iar acest aroa pe pielea mea, în cantitatea aplicată de mine, după macerare, eu voi continua ca cu acest termen de macerare, deoarece um, YouTuberii mei preferați din afară pe acesta îl folosesc: nu maturare, nu oxidare, nu. Um, idolii mei folosesc termenul macerare. Așadar, voi continua cu macerare. Acest parfum, după macerare, are o persistență o longevitate de 8 ore pe mine. Da? 8 ore. Ținând cont de faptul că el costă 87 de lei. La preț întreg fără reducere. Are o longevitate de 8 ore cu un siaj puternic. Țineți-vă bine în primele două ore. Da? Deci, nu știu, este o bombă. Și să vă mai spun faptul că pe mami se simte și după ce face duș, da? Mami are... Nu vreau nici să intru în discuția cu pH-ul, pielii și parfumurile, însă pe mami persistă și după duș. Da? Asta e chimia lui mami cu aroa, pe când eu nu sunt atât de norocoasă, pe mine șede doar 8 ore. Cum miroase? Este cel mai efervescent, fructat, moscat, parfum cu putință. Da? Într-adevăr, nu pot spune că îl pot asemăna cu ceva din ceea ce am sau ceva din ceea ce am testat Trandafirul de aici este atât de bine blenduit Voi știți că eu nu sunt acea iubitoare a notei de trandafir Însă totul este lucrat din nou cu atâta atenție în acest parfum încât eu nu vă pot spune... Vai, este un trandafir matur, este un trandafir tânăr, este un trandafir cu rouă pe el și așa mai departe. Pur și simplu nu pot pune degetul, da? În dry-down-ul final, cel puțin pe pielea mea, acest aroa îți lasă o senzație ca și cum miroși o vată de zahăr foarte, foarte mare, plină cu um, ceva fructe roșii și cu ceva topping de caramel. Da, are o fină de tot atingere gurmandă, dar este, nu știu, știu că este de mult pe site-ul celor de la Dubai Collection, la fel precum este și Le Pact, însă, sinceră să fiu, nu mi-a dat niciodată prin cap să-l testez. Și dacă nu primeam acea mostră pierdeam. Deci, sinceră să fiu, pierdeam. Este un parfum foarte, foarte fain. Genul acela de parfum, nu știu, foarte bine echilibrat, nimic in your face și chiar dacă este una de original și vine de la brandul Paris Corner, nu are absolut nici cel mai mic iz Middle Eastern. Nu miroase precum un parfum arabesc. Da, Nu sub nicio formă, categoric nu, de o mie de ori nu Bun, următorul parfum Îl aveam pe listă de foarte mult timp La fel și el este, dacă nu mă înșel eu De la începutul apariției site-ului Dubai Collection Acolo, la ei, pe site Dar nu l-am testat niciodată până când într-o zi l-am luat direct full size blind și este de fapt acestea, da, ultimele două parfumuri sunt uh, niște inspirații pentru parfumuri din zona vremurilor de mult apuse, fără a fi vintage, fără a avea iz vintage. Dar primul dintre ele este tot de la Paris Corner gama Pandora Scent, ni de pasion. Vine în această cutiuță și a fost, cred că, una din cele mai wow achiziții blind. Aceasta este superbitatea de sticluță. Nu mă ajută pe mine camera, însă este Albastrul acela oarecum imperial, foarte, foarte fain, foarte fain. Din nou, avem acea sticlă ce poate fi catalogată drept armă albă și dacă nu v-ați dat seama sau dacă nu știți deja, acest parfum este inspirat de Dior Midnight Poison. Poison, poison, cum vreți dumneavoastră. Avem un vârf bergamot și mandarină, în mijloc trandafir, în bază paciulii, ambră și vanilie. Și dacă mă urmăriți de ceva timp, o să spuneți: Cum, Doamne, iartă, mă-ți luat un full size blind, un parfum cu duo, trandafir paciulii. Dar, dar. În afara faptului că acest parfum este inspirat dintr-un parfum discontinuat, un parfum ce în momentul de față îl mai găsiți decât. vorbesc acum de original, da? Îl mai găsiți doar pe eBay la niște prețuri de vânzare de rinichi, da? Acest parfum, acest parfum, dacă iubiți originalul, trebuie să îl testați măcar, da? Insist să luați măcar o mostră din acest parfum. Dacă Arua, Pink Fame, chiar și Cherry Incense sunt acele parfumuri de zi cu zi, în opinia mea și după gusturile mele, nu-i de pasion, nu se încadrează în aceeași categorie. Nu-i de pasion, nu este acel parfum pe care eu una l-aș purta de zi cu zi. Da? Nu nu aș întinde mâna după nui de pasion atunci când merg să-mi iau juniorul de la grădi sau atunci când merg cu el în parc sau atunci când merg la Lidl sau așa mai departe. Clar nu. Este acel parfum elegant. Este acel parfum, din nou, undeva la granița dintre senzual și gotic. E una așa îl percep. Din nou, nu are chiar dacă eu vin și vă spun este un parfum ce poartă uh, amprenta vremurilor de mult apuse, nu este un parfum vintage, sub nicio formă nu. Clar, ce vă pot spune legat de performanțele acestui parfum după primul uh, după prima pulverizare, de fapt oricum chestie valabilă la tot ceea ce înseamnă listă. Însă lăsați Parfumul să stea puțin liniștit. Da? Lăsați-l să se să se întâmple minunea, ca să nu mai folosesc niciun termen. Performanțele acestui parfum, undeva strict pe nu undeva. Strict pe pielea mea și strict în cantitatea aplicată de mine, sunt de undeva la 6-7 ore pe undeva pe acolo. Din nou, urmează să-l port ca parfum de sine stătător. Și cu siguranță voi reveni cu părerea finală Însă la o primă impresie, după ce a stat cam o săptămână și jumătate, dacă nu mă înșel eu Știu că l-am pulverizat și undeva la 6-7 ore Nu știu cu exactitate să vă spun în momentul de față Trandafirul de aici Nu mergeți cu gândul că ar fi un trandafir... Bulgăresc, bine, ei nici nu listează așa ceva. Eu mai degrabă văd un trandafir burgundii, nu știu de ce, nu mă întrebați, așa văd eu, dar uh, nu este trandafirul acela frumos, boboc sau înflorit sau catifelat și așa mai departe. Nu. O să vi se pară probabil ciudat, însă eu așa percep acest parfum. Este un trandafir. Plin cu noroi și pământ umed, da? Pământ jilav. Însă, este o combinație de zile mari. Știu că ceea ce v-am spus nu sună tocmai încântător, însă, eu pur și simplu asta percep. Este ca și cum iau cel mai catifelat și cel mai aromat trandafir burgundii, îl pun jos pe un pământ umed. Uh, și pur și simplu îl calc în picioare, da? Pur și simplu izul acela foarte, foarte fain. Nu credeam să spun asta vreodată, însă trandafirul de aici este unul din cei mai frumoși trandafiri din mica mea colecție, da? Colecție, prea mult spus. Din nou, spun toate acestea ținând cont de faptul că eu nu mă împac cu orice trandafir. Nu pot fi prietenă cu orice trandafir. Însă, acesta din nui de pasion este altceva. După cum v-am spus, nu aș putea cataloga nui de pasion ca fiind acel parfum izirici, ci mai degrabă este acel parfum de seară, acel parfum pentru o ieșire, da, o cină romantică sau ceva de genul, pentru un eveniment special, cu siguranță, acolo se pretează cel mai, cel mai bine. Dar este un superb. Un superb. Și din aceeași gamă, de la Pandora, știu că mai era. Am eu un decant, și momentan am văzut că nu este pe site, și tare rău îmi pare că nu am pus mâna pe sticla full size. Vorbesc de. Oricum o să vă inserez și poză în caz că spun acum o prostie. Jasmine Intens din aceeași gamă Pandora Scent. Regret că nu am pus mâna pe acel parfum. Regret. Dar nu e de pasion clar. Apropo, din nou, Factor Middle Eastern, complet nul, nu există așa ceva. Da? Din contră, aș putea spune că are acel factor francez, da? Miroase a parfum franțuzesc. Foarte, foarte, nu știu, foarte fain lucrat. Și mai ales din nou ajung la chestia că vorbim despre originalul din care se inspiră. Este acel parfum discontinuat. 100, sub 130 de lei, dacă nu mă înșel eu. Bun, ultimul, dar nu cel din urmă, a apărut în căsuța mea fixieri, ieri, deci acesta chiar nu a avut timp să stea sub nicio formă. Vă arăt cutia și ambalajul pentru că sunt sigură că nu veți ghici parfumul din care se inspira acesta. Vine de la Fragrance World, se numește Adicto Noir și bineînțeles este un parfum inspirat de Edict de la Dior. Sticluța este aceasta, tot ca să ne ducă cu gândul. Da? Din nou, camera nu mă ajută, sticluța nu este neagră, este pur și simplu de data aceasta. Am impresia... Da, aici avem un albastru regal, hai că parcă s-a văzut ceva, și aici avem genul de albastru cu apucături de violet, pe undeva pe acolo, dar foarte fain. Imediat vă spun. În vârf avem mure, frunze de mandarină și floare de arbore de mătase. În mijloc iasomie, floare de portocal, cereus, cereus. Pauză. Am căutat ce este acest cereus și am găsit faptul că ar fi o specie de cactus cu floare albă, cu un iz exotic spicy. Bun. Deci în mijloc avem iasomie, floare de portocal, cereus și trandafir, iar în bază vanilie, boabe tonca și lemn de santal. Din nou, după cum v-am spus, mă repet, vorbim de o aromă din vremuri de mult apuse, dar din nou nu vorbim despre acel iz vintage. Da? Nu avem nimic vintage aici. Din contră, avem acel parfum care eu personal. Hai de viața mea! Disclaimer! V-am spus că astăzi când eu filmez este vineri, acest parfum, dacă mă urmăriți pe Instagram și pe Freck Family, coletul mi-a ajuns ieri, da, joi. Ieri, când l-am testat, pur și simplu nu m mai izbit în halul acesta și are abia o zi. Da? Asta vreau să scot în evidență. Bun. Bun. Cu siguranță este genul de parfum um, la care eu îmi voi face backup. De ce? Iubesc Dior Edict, ADN-ul de Dior Edict îl iubesc. Pentru mine, ADN-ul acesta în sine înseamnă foarte multe amintiri plăcute din viața mea. Am purtat undeva în tinerețe parfumul original și s-ar putea ca pentru multe dintre dumneavoastră care nu ați testat varianta originală sau nu sunteți în zona vanililor. Picante, sofisticate, da? pentru că de data aceasta, când vorbim despre Adicto vorbim despre acel parfum cu vanilie pentru femei, nu pentru fetițe. Mai mult de atât, nu am cum să descriu acest, acest parfum. Este acea vanilie picantă și, înainte și înainte de toate, um, S-ar putea, că de fapt aici rămăsesem, s-ar putea să vi se pară prea mult. S-ar putea să vi se pară o aromă intoxicantă, între ghilimele, o aromă sufocantă sau o aromă extrem, extrem de grea. Pentru că, chiar dacă este un parfum inspirat, cei de la Fragrance World, habar n dar vorba noastră aici în Colentina, să le dea Dumnezeu și măicuța Domnului sănătate pentru parfumurile care le scot pentru că au replicat, nu replicat, au fabricat, au, ba da, au replicat acest ADN exagerat de bine. Da, dar exagerat de bine. Și vă spun asta, din nou, mă repet, în calitate de iubitoare de adictonor. Adicto, dioredict, spuneam adictonor. Este extrem de bine lucrat, pentru multe dintre dumneavoastră s-ar putea să. Bine, eu una l-aș purta, da? Nu m-aș fi să mă dau cu el nici atunci când merg la Lidl, de exemplu. Chiar dacă sună prea mult pentru multe dintre dumneavoastră, din nou vă spun, eu sunt acea iubitoare și acea purtătoare de parfumuri grele, da? Îmi place ca parfumul meu, vorba Otiliei de la cufărul cu parfum, să aibă trenă. Asta, pentru mine asta este parfumul. Dar, revenind la acest adictonar, exact ca parfumul din care se inspiră, pe mine mă duce cu gândul la salep. Dacă nu ați încercat vreodată, o să caut să vă inserez și imagini pe aici, Salep este o băutură turcească, non-alcoolică, da? Este, cum să zic eu, cum bem noi, europenii, ciocolată caldă, da? Dau un exemplu. Este o băutură turcească cu lapte, zahăr, scorțișoară și un praf special din. Pina unei orhidei sălbatice, dacă nu mă înșel eu în momentul de față. Dar, exact, după cum vă spuneam, exact ca și parfumul original din care se inspira acesta, eu când resimt acest ADN, da, luat pe ansamblu, indiferent că este originalul, indiferent că este parfumul inspirat, pur și simplu am în fața ochilor o cană mare cu salep. Este nimic prea mult pentru mine. Nimic prea copleșitor, dar cu siguranță pentru multe dintre dumneavoastră va fi strict acel parfum de seară, parfum de ocazii speciale, parfum de evenimente, s-ar preta extrem, extrem de bine. Din nou vă spun, pentru mine această nebună poate fi acel parfum pe care eu îl pot purta oricând. Oricând, chiar dacă el la bază impune o anume, nu știu, Așa îmi lasă mie senzația. Îți impune un anume dress code, îți impune o anume atitudine. Însă, a mimi mi piace și aș face baie în el oriunde și oricând. Este precum, iar sunt poiată, este precum um, aerul dintr-un deșert, dens și fierbinte, Înaintea unei furtuni. Da? Poate vi se pare prea mult analogia cu furtuna și deșertul, dar pur și simplu, în afară de treaba cu Salep, cam asta îmi inspiră mie, Adictonoar. Mă tot uit că tot îmi vine să spun Dioredict. Este acea vanilie extrem de picantă, extrem de senzuală. Ai și un lemn de santal care îți. Echilibrează oarecum cât de cât situația. Iasomia nu o percep ca fiind una indolică și ai din plin și boabetonga. Și din nou vă spun, chiar dacă iubiți nota de vanilie în parfumuri, acest parfum de la Fragrance World este acea vanilie pentru femei, nu pentru fetițe. Noir nu este acel parfum girly, nu este acel parfum jucăuș și așa mai departe. Nu. Noir este acel parfum care face parte din trusoul sau poate fi găsit pe măsuța de make-up a unei fem fatal. Pentru că da, acolo asta mi inspiră mie. Asta mi inspiră mie. Fem fatal. Um, lady Boss, ca să nu spun altfel, Cam asta este pentru mine. Extrem de sexy, din nou, e una, îl duc oarecum și în latura dark, are și ceva apucături gotice, dar foarte, foarte, e genul acela de parfum extrem, extrem de provocator. Da, extrem de provocator. Dar da, categoric 10 din 10 pentru mine și categoric... Cred că va mai intra o sticluță în momentul în care va reapărea păstoc. Pe păstoc! Pe Bun. Eu oricum mai am deja backup pentru muhib, fără de care clar nu pot trăi, pentru că ce să vedeți este superbisim. Este superbisim. Um, Baracat Gentle Gold, la fel am backup și pentru acela, Mask sahra, am adunat ceva backupuri. Pentru că, da, știți, dacă mă urmăriți de ceva, timp că eu sunt acea habotnică, și mi-frică să nu se întâmple ceva, o invazie extraterestră sau o furtună sau cine știe ce, și eu să nu am parfumurile. Dar. Dacă ați rămas alături de mine până la final, vă mulțumesc din suflet. Dacă nu v-ați abonat până acum, v-aș mulțumi dacă ați face-o. Um, nu lăsați, nu lăsați, <laughs> nu uitați să-mi lăsați impresiile dumneavoastră dacă ați testat aceste parfumuri, dacă le dețineți sau dacă aveți parfumurile originale, da? Lăsați-mi și mie părerile dumneavoastră în secțiunea comentarii. Din nou reamintesc. Aveți răbdare cu un parfum după ce îl pulverizați prima dată. La prima pulverizare un parfum Middle nu îi poți spune performanțele, psiajul, persistența și așa mai departe. Nici măcar aroma în sine nu este 100% identică cu aroma pe care o, vă, o, vă, o va avea după două săptămâni, da? Deci din nou vă repet și o să vă repet la fiecare videoclip, chiar dacă o să devin agasantă, aveți un pic de răbdare cu ele, da? Aveți un pic de răbdare și nu, nu cer pe nimeni. Vă mulțumesc din suflet dacă m-ați urmărit, vă aștept cu drag în secțiunea comentarii. De altfel, nu uitați să-mi lăsați și sotd dumneavoastră. în bara de descriere veți avea link către contul meu de Instagram, contul meu de TikTok, grupul meu de Facebook Frag Family și pentru fiecare din parfumurile despre care v-am vorbit eu. Până data viitoare, vă doresc zile minunate și pline de și cu parfum. V-am pupat! زبان من شرف آمد